acestor cuvinte. Bucuria mântuirii să pătrundă în viața noastră, să rămânem într-o atitudine de bucurie, dar în același timp să fim veghiatori, să fim veghiatori asupra ființei noastre, pentru că omul în general uită, uită, dragii mei, și trebuie să ne întoarcem la lucrurile pe care Domnul ne spune. Aș vrea ca în cele ce urmează să facem o rugăciune și aș vrea împreună cu doi frați și două surori care doresc, care sunt călăuziți de Domnul, care simt această dorință ca la această sărbătoare a corturilor să înalți o rugăciune ca Domnul să ne sfințească și să fie cu noi. Plecați pe genunchi, dragii mei, haideți să ne plecăm cu toți împreună cu doi frați.